Diseminarea și implementarea rezultatelor obținute în domeniul ameliorării și tehnologiilor de cultivare a plantelor textile, rezultate obținute în cadrul unităților de cercetare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice de către colectivele de cercetători, și spun implementare pentru că astăzi sunt prezenți la masa rotundă alături de distinși cercetători din unitățile de cercetare agricolă, din institutele subordonate Academiei de Științe Agricole și Silvice, distinse cadre didactice și doctoranți de la universitățile de profil din țară. Așa cum spuneam, sunt prezenți și fermieri, reprezentanți ai asociațiilor fermierilor, reprezentanți ai clusterului Canepero și este prezentă și presa care contribuie la difuzarea rapidă a informațiilor. Iar pe de altă parte, astăzi ne-am propus să popularizăm și rezultate obținute în derularea a două proiecte de cercetare din cadrul programului ADER. Deci este vorba de proiectul ADER 215, proiect coordonat de Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, prin directorul de proiect, dr. inginer Diana Popa, în parteneriat cu unitățile de cercetare Lovrin, Livada, Teleorman, Dăbuleni și Institutul de Mecanizare pentru Mașini Agricole INMA București. Iar cel de-al doilea proiect este ADER 2511, proiect coordonat de INMA București, la care Stațiunea Secuieni este unul din parteneri. Și aceste proiecte se află în fază finală de derulare. Manifestarea de astăzi este structurată în trei părți. Prima parte se va desfășura aici, la sala de referate, fizic și online, și cuprinde prezentarea de comunicări și lucrări științifice, sigur întrebări, discuții, dezbateri. Partea a doua include o vizită în câmpul experimental de ameliorare și tehnologii pentru cânepa monoică. Să sperăm că putem să derulăm și activitățile din partea a doua, pentru că, iată, invitații care au sosit la stațiunea Secuieni au adus și ceva ploaie cu dânsii, un aspect deosebit de benefic pentru noi. Iar partea a treia cuprinde concluzii, dezbateri finale, masa de prânz care se va desfășura la cantina unității. Ca de fiecare dată și astăzi, îmi exprim speranța și dorința ca prin lucrările prezentate, prin discuțiile purtate, prin concluziile desprinse, manifestarea de astăzi să-și atingă țelul și scopul pentru care a fost inițiată, deci acela de popularizare a rezultatelor cercetării științifice. Doresc mult succes referenților care astăzi ne vor prezenta comunicări și lucrări științifice. Mulțumesc încă o dată tuturor participanților și vă mulțumesc dumneavoastră, domnule vicepreședinte, dr. inginer Aurel Badiu, pentru că ați acceptat să moderați lucrările mesei rotunde de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să preluați conducerea lucrărilor. Mulțumesc mult! Am încercat să mă pun unul lângă altul,
în speranța că mai am ușor câte ceva nou și că mai invitați. Mulțumesc tuturor colegilor care sunt prezenți online, mulțumesc colegilor care sunt prezenți în sală. Le transmit toate gândurile mele bune și să cedem la treabă. Prima prezentare este rolul și impactul evidenței de la Sfântie, învierea, mulțumirea și extinderea comunității. Cine nu știe că există două lucruri, nu are ce căuta la această instituție, așa că rugăm să vă lăsați da, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Bună ziua tuturor! Mi-arătă și eu salutul celui al doamnei director. Mă bucur că ne aflăm împreună în formula consacrată, cea față în față, vă doi ani de pandemie. O să fiu sintetic astăzi, contrar, așa, caracteristicilor mele. Și o să încerc să vă prezint rolul pe care l-a avut în stațiunea de-a lungul timpului în crearea solului de crepă moment împreună cu tehnologiile aferente. Având în vedere că atât online cât și în format fizic, suntem în sală o parte de actori implicați în lanțul valoric, începând cu partea de cercetare și terminând cu partea de comercializare, orice nelămuriri, probleme sau discuții le putem lămuri cu ajutorul acestui workshop, pentru că asta, de fapt, a fost scopul lui de la bun început. Atâta nu se vedeți foarte mult, în jur de o oră și ceva, după care ne putem încă să mai contăm 5 ore. Am tot prezentat despre importanța cânepei în de-a lungul prezentărilor pe care le-am făcut, așa că nu o să mai insist asupra acestui aspect. Aș vrea să spun doar atât, că prin inovare și cunoaștere putem face din cânepă un nou model social și economic bazat pe sustenabilitate. Cine suntem noi? Cine suntem noi SCDA Secuieni? Cine suntem noi Laboratorul de Ameliorare a Cânepei Monoice? În rețeaua SAS există două instituții care au obiect de activitate cultura cânepei. SCDA Secuieni, care este axat pe ameliorarea și crearea tehnologiilor la cânepa mămâică, și SCDA Locului, care are aceleași obiective, dar centrate pe cânepa mămâică. Practic, noi suntem o instituție angajată în mod activ în crearea sau ameliorarea solurilor mămâice, în elaborarea tehnologiilor specifice, în producerea de sămânță din categorii biologice superioare la genotipurile create, la o loc expertiza pe care o acordăm potențialul producători, totul în vederea obținerii de producții superioare, calitativ și cantitativ, dar și din dorința de a mări suprafețele cultivate cu cânepă, concomitent cu îmbunătățirea gradului de sustenabilitate. Având în vedere că anul acesta am sărbătorit 60 de ani de activitate a SCDA Secuieni, putem spune că și tot anul acesta se întrezi 49 de ani de la înființarea Laboratorului de Ameliorare și Tehnologia Plantelor Textile, care a devenit ulterior Laboratorul de Ameliorare a Cânepei Monoice. Și timp de 42 de ani a fost desfășurat o activitate intensă de cercetare, cuprinzând perioade și domenii diferite în funcție de evoluția cunoștințelor, dar și de cerinței piețelor și a cultivatorilor. Practic, între 1973 și 1980, domeniul de cercetare a cuprins experiențe privind produsele de cultiv și vitră, creșterea calității, dar și asigurarea necesarului de sămânță la cânepă și ei. În anul 1980, laboratorul... Da, mi se pare că deja... În anul 1980, laboratorul de cercetări privind cânepa a fost nominalizat sau propus pentru dezvoltarea unui program de ameliorare pentru crearea... pentru crearea și implementarea producției cânepei monoice. Totodată au fost stabilite și tehnologii optime de cultură. Pentru turbini și sămânță. În perioada 1990-2000,
Cercetările s-au derulat în direcția creierii de soluri cu un conținut scăzut în THC, dar s-a focusat și pe posibilitatea reducerii forței de muncă și a lucrărilor manuale. Între anii 2000 și 2010 ne-am reorientat pentru crearea solului cu THC scăzut și cu specificitate ridicată, dar am elaborat și metode de cultivare în vederea recoltării mecanizate. După anul... După anul 2010, bineînțeles, a continuat programul de ameliorare în direcția creării de noi soiuri cu specificitate pentru produsele obținute din cânepă, cu diversificarea tehnologiilor de cultivare, prin creșterea posibilităților de mecanizare și obținere de producții tocmai ridicate de turbini și de sămânță, bineînțeles, s-au derulat cercetări privind utilizarea hibrizilor unisexuați femei pentru creșterea producției de sămânță și au fost inițiate cercetări privind conținutul în carabinoizi. Practic, de-a lungul timpului, la SCDA Secuieni au fost omologate 10 genotipuri de cânepă monoică, le aveți în slide, odată cu anul omologării. 6 dintre acestea se regăsesc și în catalogul european al soiilor. În imaginea alturată, în ordinea Daniei, sunt o parte din aceste genotipuri, începând cu Secuieni Jubileu și terminând cu Dacia Secuieni. Iar aici sunt restul de 3, succesiv Rața și Olivia, cu aspecte ale seminței și din cultură. În graficele de față, am încercat să surprind variații ale unor caractere morfofiziologice la cele 10 genotipuri de cânepă. Dacă luăm în considerare BBB-ul, masa 1000 de boabe, la 6 dintre cele 10 genotipuri menționate, valoarea este undeva între 16 și 18 grame. Din celelalte 4, se distinge soiul Olivia, cel mai recent genotip al nostru, care are un BBB ce depășește deseori 28 de grame, fiind genotipul cu cel mai ridicat BBB din conveierul varietalistă de piața europeană. În ceea ce privește conținutul în THC, care este principalul compus psihoactiv din cânepă, acesta... Da. Așa. Nu-i bai. Te că scrie eu, the connection is unstable, da. La internet. Arată, da. Ok. O să continui. Fiind principalul compus psihoactiv din cânepă, variația lui a fost de-a lungul timpului între 0,5% la soiurile Secuieni 1 și Irene, motiv pentru care acestea au fost ulterior retrase din lista oficială, ajungând până la 0,02% și chiar de detectabil la soiurile Secuieni Jubileu. Conținutul în fibră variază între 20% la soiurile succesiv și Olivia, care sunt genotipuri cu specificitate pentru sămânță, și ajunge până la 33% și chiar mai mult la soiul Dacia Secuieni, soi pentru turbin și fibră. După cum am menționat anterior, după anul 1990, conținutul în THC, limita reglementată prin lege, a scăzut la 0,3% și ulterior la 0,2%, motiv pentru care direcțiile de cercetare s-au orientat în vederea obținerii de soiuri cu un conținut scăzut în THC. Și, practic, după numeroase încercări, în cadrul laboratorului, a fost obținută această metodă colorimetrică, care este o metodă rapidă de determinare a conținutului THC. Și această metodă a permis analizarea unui material mult mai vast, din care au fost selectate resurse genetice utile procesului de ameliorare. Un obiectiv important în dezvoltarea cercetărilor a fost studierea diferitelor variante de cultivare a cânepei monoice, în vederea creșterii producției de sămânță și posibilității recoltării mecanizate a acesteia. Astfel a fost brevetată la OSIM, metoda de cultură, intitulată metodă de cultivare a cânepei pentru sămânță, cu pretabilitate la recoltarea mecanică, cu combina de cereale direct din lan, sau mai pe scurt, metoda Secuieni. Metoda Secuieni, de care am tot vorbit în prezentările din mele și de care știți majoritatea, în cazul în care nu știți, această metodă constă în retezarea porții superioare a plantelor, undeva când planta are 50-60 cm, cam la 20-30 cm la nivelul solului.
Astfel, planta va lăstări, va forma cam 2-6 lăstari, care vor ajunge într-un timp destul de scurt, la 50-60 de centimetri, în moment în care vom aplica a doua retezare, cam la 15-20 centimetri deasupra primei retezări. Specifică acestei metode este, de fapt, această fructificare abundentă pe toți lăstarii formați, spre deosebire de varianta netăiată, la care inflorescența se formează, practic, doar spre vârful plantei. Ne permit, practic, să avem un spor de producție, această metodă secuient, dar mai mult de atât, latul este uniform ca înălțime, undeva la 1,5-2 metri la surile pentru sămânță și ajunge până la maxim 3 metri la surile pentru tulpin și fibră. Ceea ce permite să putem intra în combina și să facem recoltare. Altfel, header-ul nu. În partea de jos sunt prim planuri cu metoda secuient. Avem o cositoare în partea stângă, o metodă cositoare care retezăm. Iar în partea centrală se vede, mă rog, nu știu cât de bine se vede. Se vede. Că e deasupra celui de-al treia acord. Pe lângă cele două metode care au fost prezentate la o sesiune de colegul meu, domnul inginer Găucă, noi am elaborat și tehnologii de cultivare, atât la specifice atât pentru câneva de fibră, cât și la cea pentru sămânța de consum. Am elaborat tehnologii de obținere a seminței de bază și C1. Am studiat veniști tehnologice pentru cultivarea cânepei în sistem ecologic și ne-am dus și am derulat experiențe și în ceea ce privește sistemul succesiv de cultură. Experiențe care sunt continuate și vor fi ulterior completate de colegii mei de la Laboratorul de Agrotehnică în cadrul unui proiect ADER. După omologarea solilor, evident că pasul logic a fost producerea de sămânță, atât în vederea asigurării necesarului de pe piață, cât și în vederea extinderii suprafețelor cultivate cânepă. SCDA Secuieni a produs și produce în continuare sămânță din categoria biologică bază și C1, pe care o comercializează atât în țară, cât și în spațiul comunitar. Deși multiplicarea s-a realizat și înainte de anul 2015, dar la un nivel redus, în perioada, deci după 2015, au fost stabilite numeroase unități mii multiplicatoare în vederea achiziționării de sămânță din soile noastre, Secuieni Jubileu, Zenic, Dacia, Secuieni și Rața, și începând cu anul 2022 și soiul Olivia. Anul acesta este multiplicat în județul Iași, la noi țară, și în Bulgaria. Județele vizate de multiplicare au acoperit o parte din regiunile istorice, vorbesc până în 2021 inclusiv, suprafața fiind de aproximativ 450 hectare, din care 26 de hectare au fost declarate în calamitate. În imaginea naturală aveți culturi din multiplicarea realizată de colaboratorii noștri în diferite regiuni ale țării. Deși între anii 1990 și 2012, după desfințarea celor 36 de topitorii, suprafețele cultivate câteva au scăzut în mod dramatic, ajungând, practic, la câteva zeci de hectare pe an. După anul 2012, odată ce a început derularea proiectului ADER și s-au popularizat rezultatele obținute, tendința a fost una ascendentă. Astfel, în anul 2017, suprafața a fost de 2200 de hectare, în timp ce în 2018 aceasta a fost de aproximativ 3400 de hectare, cuprinzând, practic, numeroase județe, le-am enumerat, nu mai zic. Suprafețele respective, respectiv cererile, s-au aliniat în perioada 2016-2018 într-un trend ascendent în România, dar și la nivel mondial, atât în vederea multiplicării sămânță, cât și pentru culturile destinate consumului. În România, după anul 2019, se poate constata o regresie, cauzele fiind multiple, lipsa unei industrie prelucătoare pentru biomasă, prețul scăzut pentru kilogramul de sămânță de consum, valoarea scăzută a sprijinului cuplat și a ajutorului național tranzitoriu și multe altele. Sperăm că se vor găsi soluții în acest sens, pentru că și România, eu consider că are un cuvânt de spus în ceea ce privește promovarea, ameliorarea, cultivarea, procesarea și comercializarea cânepei și a produselor sale. Și sperăm să avem în continuare acest cuvânt de spus pe piața mondială. Cultivatorii externi care au fost interesați de soiurile autohtone de cânepă monoică și de metoda secuieni,
le-au testat în perioada 2016-2021 și, după cum a spus, și în 2022 în Bulgaria, în numeroase țări din Europa, pe o suprafață estimativă de 3200 de hectare. Imaginea alăturată este o cultură de secuieni jubileu, înființată în Bulgaria în anul 2021, inclusiv cu partea de recoltare. În ultimii ani, orientarea SCDA Secuieni a fost în direcția mecanizării diferitelor operațiuni și lucrări aferente culturii de cânepă, fiind dezvoltate o serie de echipamente, utilaje și mașini în parteneriat cu INMA București, cu care avem și o să continuăm, sper să avem o frumoasă și benefică colaborare. O parte din aceste rezultate vor fi prezentate și de colegii mei de la INMA în cadrul programului de astăzi. O preocupare permanentă a activității din cadrul laboratorului a constituit și promovarea și implementarea rezultatelor obținute către agricultura zonală și nu numai. Potențialele efecte ale popularizării noilor genotipuri de cânepă mânoică și a tehnologiei aferente regăsindu-se în expansiunea suprafețelor cultivate cu acestea. Practic, am participat la diferite târguri și expoziții dedicate agriculturii, la diferite simpozioane, workshop-uri sau întâlniri cu fermierii, la expoziții de invenție și inovație, creațiile prezentate prin diferite premii, medale sau diplome. Totodată, activitatea specifică a laboratorului a inclus și proiecte de cercetare, proiecte pe care le-am derulat în colaborare cu partenerii noștri de la INMA și cu stațiunile din rețeaua SAS, cum ar fi Lovrin, Livada, Dăbuleni, Teleorman, Brăila și altele, rezultatele valoase fiind ulterior implementate în producție. Amintesc că, printre altele, de dată ceva mai recentă, proiectele din cadrul planului sectorial AV1-4 și 1-5, iar recent, în cadrul planului sectorial 2019-2022, proiectele AV2-1-5, 25-1-1 și 3-3-2. Toate acestea au avut în planul tematic câteva. Au amintit de ADER-215, ADER pe care îl coordonează SCDA Secuieni și la care sunt director de proiect. ADER care are în prim plan plantele textile, cânepa, inul și bumbacul. Se intitulează crearea de soluri de in, cânepă și bumbac, producții mari de turbini și sămânță, cu conținut ridicat în fibre și ulei și gran ridicat la adaptabilitate la condițiile de mediu. Ca parteneri sunt SCDA Lovrin, SCDA Livada și INMA București și colaborăm în cadrul proiectului și cu SCDA Teleorman și SCDA CPD Dăbuleni pe partea de bumbac. Obiectivul general este îmbunătățirea calității producției culturilor de câmp în concordanță cu cerințele pieței și a consumatorilor pentru mai bună competitivitate pe piața internă și internațională. Activitățile pe care le-am derulat în cadrul proiectului au urmărit, evident, înființarea experiențelor, efectuarea observațiilor și lucrărilor specifice, realizarea unei determinări de biometrie și de agroproductivitate, am efectuat de asemenea analize biochimice privind profilul de cannabinoid psihoactiv și non-psihoactiv din cânepa mânoică. În urma analizelor s-a determinat și conținutul în THC, care a valori sub 0,2%, atât la cânepa mânoică cât și dioică, semn al unei selecții riguros realizate. Evident, ne-am orientat și către profilul de acizi grași și am efectuat și conținutul în ulei, la cele două forme de cânepă, precum și la inul pentru ulei. Și s-a urmărit în cadrul proiectului, realizarea și experimentarea în condiții de exploatare a unui echipament de semănat cu plante tehnice. La nivelul anului 2022, în urma selecțiilor, a analizelor efectuate, a determinărilor de laborator, a fost trimise spre testare în rețeaua Istis două linii de cânepă, având capacitatea agroproductivă ridicată, potențial ridicat de adaptabilitate, dar și anumiți indicatori valoroși de calitate, în special ceea ce privește conținutul de cannabinoizi. Am trimis de asemenea și o linie de in pentru ulei și s-a realizat, după cum am menționat anterior, și echipamentul pentru semănat plante tehnice.
În imagine sunt aspecte din câmp la una din liniile pe care am trimis-o noi pentru testare. În perioada 2013-2018 au fost organizate în cadrul SCDA Secuieni 3 workshop-uri Ziua Cărebei, putem 4 să-l adăugăm dacă-l adăugăm și pe acesta. Întrunirile au urmărit promovarea și extinderea în agricultura românească a solurilor de cărebă conoică, precum și a tehnologiilor aferente pentru sămânță și fibră, cu focusare pe orientările de perspectivă. Aici este echipa mea, cu tot cu mine. Mai am o colegă care este în concediu de creștere a celui de-a doilea copil. O să închei deocamdată într-o notă care sper eu că a devenit tradițională. Domnișoarelor, doamnelor, domnilor, să aveți o zi verde. Vă mulțumesc! Așa cum a spus și colega noastră, despre cânepă vorbim.
vorbim din vechime, este cea mai cunoscută plantă de cultură, utilizată pentru extragerea fibrelor, a uleiului și în ultimul timp dorim să o cunoaștem ca și plantă medicinală. Preocupările la noi în țară în domeniul lucrărilor de ameliorare a cânepii s-a caracterizat prin întreruperi lungi. Această situație a dus la crearea unui număr redus de soiuri care s-au menținut în cultură perioade îndelungate. La stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Loprin, cercetările privind cultura cânepii au început din anul 1950, mai întâi prin executarea de culturi comparative în vederea zonării soiurilor, iar apoi prin lucrări de ameliorare la cânepa dioică, urmărindu-se atât producția de tulpini, cât și capacitatea acestora de a produce sămânță. Cercetările la SCDA Loprin au avut ca scop principal în crearea de genotipuri noi producția și procentul de fibră cât mai ridicat și scăderea cantității de THC și menținerea lui în limitele legale. Ca material inițial au fost luate în studiu la început populații locale din diferite zone pe deoprimeante cele țării, precum și soiile autohtone și străine care au existat în colecție în perioadele respective. Creându-se astfel posibilitatea obținerii unui material inițial mai diversificat și valoros. Intensificarea lucrărilor de ameliorare la cânepă în cadrul ICAR, în direcția sporirii conținutului de fibră, au dus la obținerea soiului fibra multa 151, omologat în anul 1965, iar prin lucrări de hibridare și selecție efectuate în anii anteriori, au fost create o serie de linii noi de cânepă dioică, dintre care s-a evidențiat linia Loprin 110, care a fost omologată în anul 1981, ca fiind primul soi de cânepă dioică obținut la stațiunea de cercetări agricole Loprin, urmat de soiurile Silvana în 2007, Armanca în 2010 și Teodora în 2019. Soiul de cânepă dioică Loprin 110, cum am spus, a fost creat și omologat în anul 1981 de către cercetătorii Rodica Parasivoiu și Valeriu Taură. Este un soi obținut prin selecție individuală, repetată, asupra unei populații de Silistra din Bulgaria. Aș vrea să menționez aici producția de tulpini, care variază între 10 și 12 tone pe hectar, conținutul de fibră între 27 și 31%, iar producția de semințe între 900 și 1350 kg pe hectar. Este un soi care suportă bine temperaturile scăzute și seceta, are rezistență la cădere, pătare albă a frunzelor, mană și potregaie alb. Este recomandat să se cultive în zona de vest a țării, cât și în susul Silvostepei Transilvaniei. Mă scuzați puțin că aici am încurcat. Da. Soiul de cânepă dioică Silvana, creat și omologat în anul 2017 de către Valeriu Tabără, Camelia Moldovan și Carmeta Duma, este obținut prin selecție individuală repetată asupra unei populații de Loprin 110. La partea de producție menționez producția de tulpini între 10 și 14 tone pe hectar, conținut de fibre între 27 și 31%, producție de semințe între 800 și 1200 kg pe hectar. De asemenea, suportă bine temperaturi scăzute și secetă și are o rezistență asupra mării și a potregaiului alb. Soiul de cânepă Armanca, omologat în anul 2010,
de către cercetătorii Valeriu Tabără, Carmela Florica Șandor și Constantin Păneta Joc, este obținut prin selecție individuală repetată asupra unei populații tot de lor din 110. Ca și producții, menționez aici la producția de tulpini, între 10 și 12 tone, conținut de fibră 27-31%, iar producția de semințe între 900 și 1350 kg pe hectar. De asemenea, suportă bine temperaturi scăzute și secetă și are o rezistență bună la cădere. În următoarele slide-uri aș vrea să vă prezint ultimul soi de câine pădioică creat la SCDA Lovlin. Este vorba despre soiul Teodora. Este de asemenea un soi de câine pădioică creat și omologat în anul 2019, brevetat în anul 2021. Autorii Valeriu Tabără, Anca Panda, Marinel Hora Blaga și Amalia Neag. Soiul de câine pădioică Teodora este cea mai recentă creație a laboratorului de ameliorare cânepă și plante medicinale la Oracea, soi obținut prin selecție în masă repetată și se numără printre creațiile cele mai valoroase ale stațiunii de cercetare dezvoltare agricole Lovlin, alături de soiul consacrat Lovlin 110, de soiul Silvana și de soiul Carmanga. Are o perioadă de vegetație de 115-125 de zile la cânepa cultivată pentru fibră și 142-144 de zile la cea cultivată pentru sămânță. Din stadia de semănat la cânepa pentru fibre se utilizează între 400 și 450 boabe germinabile pe metru pătrat, cu distanța între rânduri de 12,5 și o cantitate de 80-90 kg pe hectar. La cânepa pentru sămânță, densitatea se seamănă cu 70 de centimetri între rânduri și folosim o cantitate între 8 și 15 kg pe hectar, chiar uneori și mai puțin de 8 kg pe hectar. Soiul de câine pădioică Teodora suportă foarte bine temperaturile scăzute și seceta. Vreau să menționez aici că în ultimii ani ne confruntăm cu această perioadă de secetă, începând cu primăvară, chiar până în toamnă la recoltat, beneficiem de cantități foarte mici de precipitații căzute, iar cânepa se prezintă destul de bine, rezistă și este verde. Ceea ce înseamnă că dacă ea nu ne părăsește pe noi, nici noi nu trebuie să o părăsim pe ea. Aș vrea aici să vă prezint producția medie de sămânță obținută în cei 2 ani de testare în rețeaua Istis a soiului Teodora, în centru de testare și Mreu Silvaniei, a obținut un maxim de 2054 kg pe hectar, iar potențialul de producție acestui soi la cultura de fibră pentru producția de tulpini este între 13.000 și 16.000 kg pe hectar și un conținut în fibră între 25 și 32%. La cultura de fibră s-a obținut cea mai mare producție de tulpini în anul 2018 în centrul de testare de la Sibiu. Acesta a fost de 21.937 kg pe hectar. Sporul mediu de producție de sămânță față de soiul martur folosit, Lovlin 110, a fost de 12% în aceleași condiții tehnologice, în 5 condiții diferite de mediu. Perioada de testare a fost 2017-2018. La producția de tulpini, sporul mediu
față de surmartorii 1810 au fost de 6% în aceleași condiții tehnologice. Soiul de câine pădioică Teodora, având o plasticitate ecologică ridicată, poate realiza producții stabile în toate zonele de cultură a gânepii, în condițiile aplicării unei tehnologii corespunzătoare. Se recomandă cultivarea acestui soi în funcție de tehnologia aplicată pentru tulpini, fibră și sămânță. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc! Și încă o dată adresez rugămintea să fim sprijiniți de secvien
putem să revigurăm animalul respectiv, pentru că este valoros pentru dumneavoastră, dați seama, atât formă sălbatice, cât și forme naturale de naturală. Asta e prima rugăminte și îmi doresc foarte mult să continuăm colaborarea cu dumneavoastră. Noi am fost o colaborare cu folosirea finei de protecție, merge foarte bine, dar nu trebuie să aveți mai mare ca să putem găsi mai multe educație. Vă rog, dar rezultatele sunt foarte bune, adică se asigură o protecție a bucaților cu totul de 100%. Vă mulțumesc, dar nu știu ce se întâmplă. Mulțumesc frumos, doamna doctor Muraviu. Dar cineva dorește să ia cuvântul? Doamna Muraviu, dați jos mânuța. Eu uit repede și iar vă dau. Mai dorește cineva să înscrie la discuții, comentarii, întrebări? După părerea mea, asta apropo de lecțiile și cred că ar trebui să ne putem zica cu o perioadă din care să facem o cursă de genul ăsta, de primit scăderiile, pentru că păstrează încă o tradiția unui văduri dulce de Crăciun, un văduri tradiționat, dacă se face Domnule vicepreședinte, de la sala de referate a SCDA Secuieni, dorește să intervină domnul profesor Ioan Puiu. Îi dăm cuvântul. Bună ziua! Aș dori întâi să mulțumesc conducerii stațiunii de cercetare din Secuieni pentru invitația pe care ne-au făcut-o. Mă bucur mult că suntem alături de ei și aș vrea să ridic o problemă legată de partea de cultivare a câinii din zona de nord-est și în toată România și pe partea de procesare a acestei culturi. Noi când vorbim de câini, vorbim despre un paradox. Avem, practic, cea mai valoroasă plantă de cultură din România, o plantă care poate oferi venituri substanțiale fermierilor, cât și procesatorilor. Este o plantă care are și valențe de mediu deosebite. Doamna doctorand Banda a atins un subiect foarte sensibil și anume că planta tolerează foarte bine seceta sau acest stres abiotic pe care îl avem în agricultură de câțiva ani. Aș vrea să vă spun și în calitate de fermier că plantele de cânepă sau cultura de cânepă oferă venituri substanțiale și în anii cu condiții climatice dificile. Care este paradoxul? Cu toate că planta este perfect adaptată condițiilor pedoclimatice din România, cu toate că avem soiuri foarte performante, cum puțini europeni au, adică noi avem soiuri care pot depăși 2 tone de sămânță la hectar și o producție de fibre de circa 3-4 tone la hectar. Asta înseamnă venituri potențiale de peste 6.000-7.000 de euro la hectar.
Cu toate acestea, cultivatorii din această țară sau fermieri nu cultivă câine păr. Întrebarea pe care ar trebui să ne o punem toți, și vreau să profit aici de prezența domnului dr. Vadiu și a domnului dr. Pascu, este de ce fermierii din România nu produc câine păr. Principalul motiv pentru care nu producem câine păr este faptul că nu există o industrie procesatoare primară. Noi, fermierii, nu avem posibilitatea de a desface producția secundară. Dacă pentru producția de semințe există o piață stabilă, atât din interiorul țării cât și la export, pentru procesarea tulpinilor, ceea ce înseamnă practic 50-60% din venitul nostru îl lăsăm pe câmp, putem spune chiar că poluăm terenurile agricole cu aceste resturi vegetale care se degradează destul de greu la câine păr, datorită conținutului ridicat de lignină, noi, fermierii, nu putem cultiva suprafețe mari cu câine păr. Această problemă poate fi rezolvată foarte simplă prin Planul Național Strategic, prin care România ar putea să aibă un program dedicat plantelor producătoare de fibră. Deci, foarte simplu, dacă se bugetează o anumită sumă pentru acest sector, cultivarea câinei, probabil și a ienului, ar fi foarte facilă. Deci, foarte ușor am putea pune pe picioare o industrie prelucrătoare în această țară. Și nu trebuie să vedem că noi eram cineva în Europa și în lume, înainte de anii 90, iar astăzi ne-am obișnuit să fim doar în coada acestor clasamente. Să nu uităm și de valențele de mediu și cred că o oportunitate foarte mare a acestei culturi este cultura secundară sau utilizarea cânepii ca și cultură succesivă sau cultură de înverzire prin programele de mediu. Însă, pentru a trece la această fază, avem nevoie să modificăm legislația României sau să o facem mult simplificată. Este foarte ciudat că reprezentanța ai Guvernului din Ministerul de Interne cred că o plantă sau soiuri create special de statul român în stațiuni experimentale ar putea, în anumite condiții tehnologice de câmp, să conțină droguri. Eu, ca specialist, vă spun că este imposibil în condiții de câmp ca un producător din România să poată produce câine păr care să conțină substanțe psihotrope în concentrații ridicate. Și atunci ne punem întrebarea firească, de ce există o legislație atât de complicată referitoare la o plantă cultivată foarte utilă, atât pentru cultivatorii, atât pentru fermierii din această țară, cât și pentru industria care ar putea să facă profituri însemnate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Puiu. Întrebări care se adresează unui sistem mult mai mult decât ultima întrebare, de ce? Are multe explicații, dar niciuna din punctul meu de vedere valid. Pentru că, indiferent cum am judecat, inclusiv valențele ei, cunoscute în barba, au legalizat consumul de fonduri de către iarbă. Nu există o justificare. Controlul producției de către nu e mai problema. Nu ar trebui pus în index. Iar dacă în unele țări minute există piață liberă, înseamnă că există cerere. Iar fermierii români ar putea să facă lucrurile prin ofere. Condiția esențială este ca acea lege de care ați vorbit dumneavoastră să fie rediscutată cu, mă rog, oamenii politici, dacă vreți, cei care se ocupă de ferirea nației de consumul de droguri, cu agronomii, și să reconceptualizăm produsele. Pentru că în momentul de față, sigur că da, legea de la Ministerul de Interne nu ne cimentează, fără să întrebe de fapt despre ce câine păr e vorba. În ultima vreme au mai început să învețe, dar nu știu cum o
sau pe care după informații unii voi ca și canalul sindic. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră deosebit utilă. Sperăm că plângerile repetate ale specialiștilor din agricultură să ajungă la o și să le luăm o discuție serioasă pe reglementarea care permite cultivarea cămilii, pentru că altfel inoculantă neatractivă pentru femeie, pentru că pe lângă complicațiile pe care să zicem că le avea partea tehnologică, seceta, o mie și una de probleme tehnice, mai există și probleme legislative, cu aprobări care trebuiesc obținute de la ANU și la CAIAFA, inclusiv toți intermediari și apoi ca să nu mai spun de problema dureroasă a infrastructurii de transformare. Pentru că acolo există deficit major, probabil că și un deficit major de cercetare în numele doamnei am să intervin eu, Teodor Frolu e numele meu, de la noul creat cluster Caneparo. Și ăsta este motivul pentru care am creat acest cluster. E o idee mai veche, eu reprezint, sunt fondator al Asociației Ivan Pațaichin și am intrat în zona asta cânepii acum vreo 10 ani de zile, când am vrut să dezvoltăm o linie exclusiv folosind cânepa industrială legată tradiția românească și ce a însemnat ea pentru tradiția românească. Apariția acestui grup, Caneparo, vine exact din acest motiv, pentru că trebuie o voce care să unească tot lanțul valoric, de la partea de cercetare, unde ne aflăm aici, de soiuri, de fermieri, până la procesare, până la sfârșitul lanțului și, de fapt, la circularitatea lanțului, care acum se vorbește foarte mult despre el. Și eu cred că putem împreună să rezolvăm problema asta. Caneparo este un cluster al cânepii industriale. Ne-am și declarat foarte clar că noi ne ocupăm de cânepa industrială. Și cred că sunt două lucruri care eu îmi doresc și sper să reușim cumva. Să facem o separare în discursul. Știu că din punct de vedere al cercetătorilor și al oamenilor care lucrează și cânepa sativa și indica e aceeași plantă cu niște diferențe. Sau, mă rog, pentru, eu cred că trebuie să găsim o formulă de a separa în discursul public cele două categorii de plante. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Dacă vă uitați la orice articol, că apar din când în când, o să vedeți că începe, vorbește despre cânepă, după care vorbește despre cannabis, despre adică amestecă foarte mult lucrurile și eu cred că nu ajută. Și nu ajută, de fapt, cânepa industrială, tradițională românească, care are o legislație care e amestecată cu cealaltă cânepă și din punctul nostru de vedere ar trebui să fie o separare, adică când vorbim de cânepă industrială, vorbim de un anumit proces de producție, cultivare, procesare. Când vorbim de cealaltă cânepă, e clar că vorbim de un cu totul alt cadru, care încă nu există acum. Da? Și atunci, unul dintre obiectivele noastre este să separăm apele, dacă putem, dintr-o perspectivă a legislației, dar și din cealaltă perspectivă, dacă vrei, al semanticii sau denumirilor publice cu care operăm. Și o propunere care am făcut-o și la Lovrin,
este să folosim cuvântul cânepă industrială, să nu mai vorbim despre cânepă în general, generic. Să folosim cânepă industrială, când ne referim la cânepă industrială, și cânepă, nu știu aici, medicinală sau... eu vorbesc de o terminologie pe care s-o agreem, care să fie folosită în discursul public și în prezentările publice. Sigur că știu că există acea parte în care și sativa prin cannabiolii lui poate să aibă rol în zona medicinală, dar astea sunt niște detalii care în discursul public, să știți că nu contează foarte mult, contează mult mai mult să separăm ape. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim mult! Nefericire, cel puțin, asocierea între cânepă, cannabis, sativa și cannabis sativa, mă rog, este mai greu de lucru, pentru că în momentul în care se vorbește de cânepă pe o știre nouă, imediat se virează spre cannabis, dându-se iluzia și impresia că de fapt este cânepă. Da, o anumită educație însă, care trebuie să înceapă din școala primară, pentru că trebuie schimbat un mental colectiv, lucrul ăsta s-a putea. De asemenea, cred că propunerea domnului profesor, ca și în alții, este ca la nivel legislativ să creăm această definiție. Pentru că în momentul de față, la nivel legislativ, există o pată în soare, care se cheamă DHC. Dacă cânepa aia industrială are un THC mai mic sau mai mare, poate să fie băgat într-o parte și altă. Este o abordare, după părerea mea, absolut greșită. Pentru că, să rămână, THC-ul este produs al organismului acestei specii, care sigur că doar poate să fie mai mare sau mai mic. De la început, din lege, am introdus smells made în lege. Și obligatoriu organele de control și de inspecție, dacă vreți, ale Ministerului de Interne să alege după smells made. Și aleagă ce să fac. Că n-au făcut. Aveți perfectă dreptate, trebuie să schimbăm viziunea din mentalul colectiv. Însă am senzația că acest mental colectiv se extinde și asupra unor factori de decizie și a unor funcționari. Și tot ce lucru devine din ceea ce mai greu, dacă în spate nu există o lege cu parametri clari, cu definiții clare și cu disfuncție evidente. Oricum vă mulțumesc pentru intervenție și vă asigur că vom fi în Academia și colegii din cercetare vor fi alături de dumneavoastră să încercăm să schimbăm acest mental corect. Altcineva vă rog frumos cu intervenții? Dacă nu, o să veniți să-l salut pe domnul Vasile Ilea să ne zică ceva despre evaluarea progresului genetic în ameliorarea primului de trebuie. Mare înainte și contextual cu ceea ce se zice. Literatul, respectiv Ion Krenger, în abecedarul celebru pe care l-a făcut în tinerețile lui de învățător, una dintre cele mai interesante povești puse pe mine, se chema Timu și Cânepă. Bună ziua tuturor colegilor, bună ziua invitațiilor dumneavoastră. Cu permisiunea dumneavoastră să mă rețin în circa 20 de minute, în speranța de a nu încălzi. Având în vedere titlul lucrării cu care m-am înscris în această discuție, aș vrea doar să rămânesc o problemă
care a apărut în un loc oficial în 2020 și la legi 140 legat de câinele. Deci, în acest monitor oficial, ca afară scris nevrogat, rezide de cannabis. Nu specifică ce fel de tip de câine este, câine pe sativa sau câine pe câine. Aici este foarte mare a problemă care se pune în cultivarea acestei specii, atât de mult iubită și îngrijită de toată populația locului. Și revenind la cele aceste două plante de cultură, aș vrea doar să precizez că, din punct de vedere agricol, în România se situează pe cel mai pregătit cordon european de cultură al tuturor plantelor de cultură, în special favorabile pentru cultura câinei de fibră și a inimii. Calculele făcute după 1973, când a avut loc o relansarea vinului și câinele de plan național. Suprafața cultivată cu câine pe România a fost în jur de 13.000 de hectare. S-a extins începând din 73, ajungând la 75.000 de hectare de vin pentru fibră, care a fost suprafețe care au fost cultivate cu soiuri străine, din provenienă străină, în 1920, în zona Moldovei, în partea de centrala Transilvaniei, era prin Moreanu, în 1920, era 1920, mileniul, soiul polonez de soiul rustești, soiul ulandez de soiul gherdene, lipsa, cultura acestor soiuri a fost dată, dacă lipsa piațelor românești la nivel național. Începând cu anul 1980, regretatul profesor Cusat a venit și a precizat înființarea unui laborator de ameliorare a inimii la nivel național. În data de 5 decembrie 1979, a fost desemnată stațiunea de la Livada, în prezența colectivului de atunci care este și acum, în prezența mea. Am preluat această activitate datorită faptului că am scris la doctorat. Pentru că aveam o câmp de colecție în valoare de 420 de soiuri, cu minim 29 de zi, i-au permis selectarea a unor genotipuri care au fost folosite în criteriile pentru piele de materie inițial, fie că a fost un toxos, fie că a fost o dialemă complică sau incompletă. Cert este că din aceste cercetări, în perioada 1980, perioada de schimb, în 1990, a fost perioada de mulțire, multiplicare, fiscale și verificare în Comisia de Stat. Începând cu 1990, au început să apară primele rezultate, astfel că primul după fiecare ciclu de selecție de 3 ani, un număr de 5 linii au fost înălțate în Comisiei de Stat pentru testare în vederea omului. Din primul ciclu s-a prins o linie care a fost omologată în 1995 cu numele de Cotruța. Și o să începem cu următoarele cicluri de ameliorare. În fiecare an s-au reușit ca să se obțină material suficient pentru testare. În 97 s-au omologat soiul Ioana și următoarele ciclu s-au realizat în perioada 1981-83. Nu s-a realizat nici o linie care se arată. Nici una din liniile înaintate Comisiei de Stat nu a realizat un stoc de producție în așa fel încât să fie urmat. În următorul ciclu 85-87, o linie Măderas, care a fost omologat în Măderas, un conținut în fibre de 23,7%. Vreau să precizez faptul că media colecției la cele 420 de soiuri, la conținut în fibre, este de 17%. Dacă facem comparație cu 17% media colecției și valoarea conținutului în fibre la soiuri care a fost omologată, dacă nu mă
să ajungem în ciclul 8 de selector, perioada 1995-1997, ca din cele 4 linii înaintate la Comisia de Stat, 3 linii au fost omologate, Carolina, Elena și Monica, următorul ciclu și 96-98. În 4 linii, 4 au fost omologate, Alin, Cotinie, Dau și Dareș, iar în ciclul 10-97-99, Brazil, Luis, Martin și Sabin. Se rupe procesul de ameliorare datorită volumului mare de material inițial care a fost creat. Pentru salvarea lui o parte din el a fost dotat de centru de genere de la Suceava cu numărul de 167 de linii, linii care prezintă conținut în timpul începând de la 24 până la 29%. În eventualitatea relansării unui nou program de viitor aceste plante, materialul existent la Suceava permite relansarea într-un timp destul de scurt, pentru că cantitatea trimisă pentru decolitare este peste 100 de grame de sămânțe de hectare. S-a venit, mă rog, acest volum de lucru. Aș sper că în următorii ani, de 98 până în 2000, două linie s-a șcuturat, s-au omologat în 2000 Sfântul Paula, în 2018-2020, Eviona și respectiv Dan Cunicuma, care a fost omologat în 2020-2021. Deci, material, pe lângă acest material creat la Suceava, de la Altare Bada, se mai adaugă două linii, două soiuri omologate de către cultură, un soi omologat de Suceava, unul de Mercurea. În total, sunt în lista oficială, care e lista oficială, lucrarea publicată de regretate Ocăr Bravo, 22 de soiuri de inimi de fructă, cu toate caracterile și caracteristicile condițiile tehnică și cultivație. Dacă am vorbit până acum de existența celor 75.000 de hectare care au existat la noi în țară până în 90, aceste cantități de turbine au fost procesate în număr de 38 de topitorii care au fost plasate în tonă de cultura inului de timp. Și zic 38 în cultură de mai scăpare. Se pare și în șosea. Deci, în total, pe 4.000 de procesare. Fără să mai am cunoștințe de cele de prelucrare a câmpilor de câmpă din zona de sudasă. În toate aceste capacități de producție, la ora actuală, nu mai există niciun. Toate au fost pierdute și aruncate la prelucrări. Regretabil este faptul că toate aceste producători au destul de capacități de procesare în 1000 de până la 2200 de tone de fibra anual. Linile care au fost dotate au fost linii de porte la niște de Grecia, cu viabilitate de porte bună posibilitate de obținerea unui randament până la 68% din materialul care va avea la dispoziție. Păcatul este că totul s-a dus ca asta. Redresarea acestei plante, adică la inimă de fibră, am constatat că mă refer la această plantă, până am aflat în retorte în Franța, am întâlnit de discutate cu colegii, Franța cultivă la ora 240.000 de hectare de fibră, totul concentrat în parte de nord-est a Parisului, în zona normală. Deci, în perioada 87, când a fost la specializare în Franța, suprafața cultivată cu plinii turini în Franța era de 45.000 de hectare. Iar în această perioadă, suprafața a dat seama de 100.000 de hectare, Belgia, nemai având de la 4.000 de hectare, a ajuns la 20.000 de hectare. S-a extins din zona flamandă până în zona marocă. Olanda, rămâne la 2400 de hectare de
20-25 de hectare de predentare pe zi. Plățirea de locuri este de 2,4 așezat pe două gazde. După topirea se face exclusiv la sol. Din imaginea pe care o porți este mașina din corse, dar se face pentru acel lume care s-a copit în contact cu solul, se întoarce pe partea cealaltă ca să aibă un copilat cu părții suprimate. După copire urmează balotarea tuturilor cu mașină de balotare cu încălzirea fluidului de interior și de apoi se urmează transportul în depozit, de depozit, sunt pe deprimirea de procesare, fiindu-se priorul, care este de culoare cenușie, nu prezintă importanță în culoare, zonele clasice pentru curățire pe bază din oporitul nu știu la zonă, Dumnezeu pentru culoarea foliului final. Ceea ce a susținut fantastic de mult este faptul că prin această copire, 20% din scade în trănuțe, scade prin procesul de copire, elementele care rezultate la copire, în special pe clasă și pe părțile generale, sunt trăsuri, deci sunt legate scopuri. Deci, din punct de vedere atât activ, ca și consum de elemente nutritive, a inimii, operativ, poate clar, și poate considera o dată ecologică, și în al doilea rând, faptul că la copire, o parte din elementele care au fost foarte deci, inul, ca și atâta parte pe medică, ca venitul pe care poate ține la hectar, dar ca și în propaganda care au produs de 5 tone de plătiri, în 25% cu potrivit de fibră, rezultă o producție totală în primul fluiul tânără din mediul oficin de plătire, la un preț de 1,5 până la 2 euro, în funcție de consultanță, se poate spune că este o cultură rentabilă, dar având în vedere producție care nu ține în parte de acesta față și ăștia care rămâne până la 10 kg de plătiri, vă dați seama că producția de fluiul se ajunge la 2.500 de kg de fibre fructe eu și plâns, prețul este enorm. Toată materia primă este preluată de tine și se urmă să importată înapoi în alt. Deci, în mare, cam aceasta ar fi, să zic, curerea pe care am o trăit la ora actuală, care de întors, din punctul meu de vedere, din urmă, ce este fantastic de a ne întoarce la ceea ce a fost, este foarte adevărat că copiii s-a făcut câmpa zile este o muncă costisitoare, având în vedere depozitarea culpinilor, introducerea de depozitare, bine desfăcut și la produse în bazine de copile, din copile în pieți, pe timpul de o scale, din timpul de o scale iar distribuite pentru perioada de iarnă, deci o muncă costisitoare, calcule pe care le-a făcut în 1907 de pierdut la copilea vasului, operativ cu copilea navă în bazine, este un preț de 1.000 de lei pe tona de pâine care este făcută, deci e pe le materiale cu poța revin. Deci enorm de mult, iar prin topirea la sol, practic nu se... topirea se poate realiza în termen, să zic, scurt, dar din este prezent două, în timp de două săptămâni, iar dacă mulți în perioada de topire, fapt, se întindă, până și la 8 ani, până la 8 săptămâni. Și dar, fără să aibă lungă crecerea cu punct de vedere calitate foarte. Dragii mei colegi, cu tot regretul pe care îl prind legat de aceste contracte de cultură, trăim cu speranță că poate viitoarea noastră generație va apela la cele ce le avem de considerate la banca de tine, să le folosească cu un drag, pentru beneficiul dacă am vorbit prea mult sau prea lângă,
avut astăzi. Intervenții dintre cei care au înviat din sală de la Secuieni, comentarii. Bună ziua, Sfântia Stagerul, sunt de la Banca de Gene. Nu merge camera, nu merge camera, așa că am deschis direct microfonul. Orice adăpire voastră este inconfundat. Vă mulțumesc din tot sufletul. Mă alătur felicitărilor dumneavoastră pentru lucrarea prezentată de domnul doctor Ilia, cu care am colaborat foarte bine în ceva din România. Am colaborat și în proiecte internaționale, în proiecte finanțate de către programul european de resurse genetice și doresc să confirm că, într-adevăr, în Banca Regenia avem 638 de varietăți de ghin, care vin de la Turcia, cele mai multe dintre ele, 242 avem de la Institutul de la Turcia, 187 vin de la stațiunea de la Suceava și, bineînțeles, de la Livada avem 111 varietăți. Nu toate sunt soiuri, avem foarte multe linii, mai multe jumătate sunt de asemenea, este un material foarte valoros, având în vedere că toată producția pe care am primit-o de la Suceava, pe care am primit-o de la domnul profesor Sculptor, Dumnezeu să-l odihnească, a venit și cu date de evaluare și caracterizare, avem foarte multe informații pe care nu le-am furnizat. Deci, și pentru mine, nu toate soiul. Deci, materialul care există în Banca de Gene de la Suceava este foarte valoros, într-adevăr, poate fi folosit oricând ameliorator din România vor dori să înceapă programe de ameliorare pentru ziel. Știu că este o cultură foarte importantă, de altfel și când ne face din omanele, sunt foarte importante, au mare tradiție în România și cred că ar trebui revigorate, atât în cercetare și ameliorare, pentru a fi introduse după aceea în cultura mare. Atât am avut un discurs, felicitări, foarte interesant că este masa lucrurilor de astăzi. Mulțumesc foarte mult, salut toți colegii prezenți în această întâlnire. Vă mulțumesc mult! Ce vă mulțumesc? Vă rog. Păi, corect, să spuneți oarece? N-am dat să mai precizez ceva ce am vrească, dar vede de record la tot mai suprafețele aceste marfe care, la care s-a recurs în Europa Occidentală, adică în cazul la Alameța, este datorită și subvenției marfe care o are la ei, care este la cost de 800 de euro pe hectar. Deci vă dați seama, dacă în gândirea 800 de euro pe hectar, din comine se cultive diferența de procesare, diferența cum este modul de separare, să zic, a celor producători sau a celor de culturi, în sensul ca și procesare și cultivare. Procesatorul îi face contracte cultură cu fermierul. Procesatorul asigură îngrășămintele, asigură sămânța, asigură cultura, iar fermierul executată are cultura semănatului indicitatul și de momentul când a făcut ultima lucrare de indicitat, lucrarea nu îi mai aparține fermierului, ci aparține procesatorului. Procesatorul vine cu utilajele de smult, cu utilajele de capsulare, copilajele de primele coarcele și paroptare și eliberarea creierului. Deci, cum se zic, să mă întâlnă o prea agricultorul, iar procesatorul să alege și el cu o anumită subvenție pentru procesare pe tuna de frică, care este de 200 de euro. Vă mulțumesc, asta a fost. Mulțumesc de precizare, e o știre interesantă. În varianta în care se va genera o anumită politică agricolă la nivel național privind cultivarea unui cadru.
dată cumplată, care, mă rog, din punct de vedere al premierului senamentan, primește niște bani. Da. Asta este o problemă pe care ați subliniat-o și dumneavoastră și ceilalți colegi care este o problemă de politică agricolă, care trebuie convergent, dacă este făcută divergent sau desărinte, nu rezolvăm nimica, pentru că, în mod evident, sunt o serie întreagă de plante agricole care, dacă nu sunt asociate, amelioratorul ar spune, dacă nu sunt linkate cu procesatorul, e o simplă discuție. Dau exemplu pe care îl știu extrem de bine, în sfera de la care fabrică nu există. Așa se întâmplă cu noi, la locuitorii, nu există. Mulțumesc că un doctor Pascu l-am văzut cu mâna pe sus. Da. Mai pot să vreau să vă întâlnesc cu furia că l-am revăzut pe domnul doctor Ilea, care n-am mai auzit în ultima perioadă și să-l felicit pentru prezentarea noastră. Ar fi foarte bine dacă era mai amintit și pe alții predecesori care s-au ocupat de intens de plante textile, aș referi aici la familia Dumnezeu. Era bucur dacă doamna Ilaria, doamna Ilaria, ducea și prezenta astăzi de perioadă. Să ne mai amintim de profesorul Ceapărul, care s-a ocupat de secretar și un profesor pe care nu se reușește să facem un efort cei de astăzi să ne cumpărăm o plantă de textile. Ne amintim că înainte de revoluție erau programe speciale pentru plantă de textile, erau profesorii aproape peste tot, unele cu exagerări, dar aduceau un beneficiu industriei tehnice din țara noastră. Cred că în mod și ultimul lucru care vreau să spun, cred că în mod schimbărilor climatice și a căldurilor excesive care ne putem merge chiar și în acest an, trebuie să ne reamintim că ei nu știu că răcănintea din minci, trebuie să atingi un pic de răcoare terasului și clima și terra Brășeaului și nu este de exigat ar fi cazul să facem o ventilare, o lucrare specială legată de aceste plante textile și care să mai dăm forțelor competente pentru a elibora aceste lucruri. Mulțumesc, domnule doctor. Altcineva care dorește să intervină? Păi, atunci să începem să mergem mai departe. La următorul referat, susținut de doamna Cristina Meluca, cultura impactului condițiilor schimbărilor climatice de la 10 de ani. Televan, punem în paranteză plângeri, punem în paranteză ameliorare în a doua generație, în aceeași familie. Ne rog, aveți cuvânt. Da, bună ziua tuturor, domnul vicepreședinte. Doresc să vă, în următoare, doresc să vă prezint materialul cultura bumbacului cireste în mărilor climatice de la SCDA de Roma și o să încep prin producul între funcțiuni istoric al acestei funcțiuni de omină. În România, suprafețele de bumbac au avut culme ascendente și descendente în funcție de situația economică, dar mai ales politică a perioadelor respective, astfel de la 1800 de hectare în 1920-1931, s-a ajuns la 220.000 de hectare în anul 1954,
după care au scăzut constant până la întrerupere acțiunii în 1960, răzându-se după anul 1970, timpul provenite din Bulgaria. Parapetele au crescut până la 30.000 de hectare în anii 1998, când s-a renunțat din nou la această cultură, cercetările fiind citate după anul 1995, datorită întreruperii finanțării. Reluarea culturii bumbacului în anul 1972 a presupus reluarea imediată a cercetărilor la această specie, fiind înființată la prezentă urmă o unitate specializată, întreprinderea pentru producerea și valorificarea bumbacului, care după 1990 a devenit peste postul ecologien, privatizată ulterior și odată cu aceasta schimbându-și și activitatea de bază. În anul 1975, începând cu anul 1995, nu s-a mai cultivat bumbac în producție, iar în cercetare s-au continuat experimentările până în anul 1999, după aceea efectuând că nu mai lucrăm nimic pentru păstrarea de bumbacului de bumbac, fără fonduri și implicit fără forțe de muncă. Aceste păstrări limitelor timp de 16 ani în condiții improprii, materialul genetic fiind recuperat s-a depreciat semnificativ. În perioada 2011-2018, prin proiectele AD1-3 și AD1-5, s-a efectuat conservarea și evaluarea germoplasmei autohtone de bumbac, care a condus la recuperarea 15% din materialul geologic semănat, cu datorită reducerii sau pierderii germinației, mai exact 106 genotipuri de bumbac valoroase din punct de vedere al precocității și a valorilor indice agronomice, cantitatea de zmonul obținută fiind de cantitativ. Deși a existat finanțare integrată 2011-2018, fondurile alocate nou au acoperit 50% din costurile comandă operat. Problema majoră întâmpinată în realizarea acestor proiecte a fost forța de muncă. Această cultură se realizează în totalitate manuală și în pregătirea semințelor pentru semănat, care trebuie să fie grenate manual, încălcarea fibrei scurte de peste minte, fibrei lungi de peste minte, tot care impune un număr foarte mare de persoane. Fiind înseamnă toate problemele menționate în implementarea celor două proiecte, unde doar s-a făcut conservarea, identificarea, testarea ecologică și selecția genotipurilor adaptate de impactului schimbărilor climatice, la terminarea noilor proiecte din planul sectorial și în special proiectul AD215, crearea de sărbători de lin, cânepă și bumbac, produsimate de ulei și sământă, cu conținut ridicat în fibre și ulei și plante ridicate adaptabilitate la condițiile de mediu, unde se impunea crearea de zon, care implica existența unui material genetic avansat într-un proces avansat de ameliorare, deci de atelor m-am comunicat colegilor de la SCDA Secuieni intenția de a nu depune de interes pentru această sistemă. La sugestia asta, în anul 2020, SCDA Secuieni m-a anunțat contract de cercetare cu colegii de la Secuieni, în cazul căruia SCDA Secuieni m-a mai respectat toate lucrurile științifice de necesitare de dezvoltare, necesare pentru atingerea obiectivului privind identificarea structurilor genetice, vederea vigorării și creierii de mici și trebuie de combat, adaptate cultivării în România. În anii de experimentare 2020-2022 au fost semănate 15 genotipuri de bumbac, cu o experiență în 3 repetiții, care a anunțat scopul de identificarea și creierea în zoom a celor mai valoroase genotipuri de bumbac testate, care ar putea fi inclusă în program de ameliorare în vederea creierii de scârbii de bumbac, adaptate cultivării în condițiile meteoclimatice din România. Genotipurile semănate au fost selecționate pe baza rezultatelor obținute în anii anteriori și de cantitatea disponibilă de semănate. Un aspect important de menționat este faptul că zonele existente nu mai sunt bune din punct de vedere științific. Acestea au fost semănate în curs și au avut o polenizare liberă în perioada 2018-2022. Bumbacul, fiind o plantă autohtonă, care are un procent de 30% la locație, iar pentru obținerea unui material stabil este nevoie de autodepozarea materialului fitologic, astfel, fiecare genotip există în aceste de anterior, nu mai poate fi considerat o populară.
Din tipurile de copac spunate la creațiilor antrecătării, experimentele au fost de cerpancite, de 9 pe giuscă, pe lirom, trafia, termin, poiana, vitru, natalie, obosta, linia T89 pe 92, tricenia, celin, dorina, sarbi și jale. Temperatura minimă la care frunzul de copac poate termina este de 10-12 grade Celsius, ne simte de urcare. Iar limita minimă a temperaturilor la care în anul 2020, temperatura medie lunară în aprilie a fost la nivelul mediu ianuarie 19.1 grade Celsius, dar am fost oscilațiile între temperaturile nocturne și cele de diurne au fost foarte accentuate. Aceste oscilații de temperatură, corelate și cu rezerva de apă cuptor, ținând cont și de textura lucroacelor a culmii, au desemnat încălzirea foarte lentă a acestei. Acest fenomen s-a manifestat și în anul 2021, când temperatura medie lunară până aprilie a fost de 9,5 grade Celsius, cu 2,4 grade Celsius mai puțin decât în media ianuarie, iar cantitatea precipitațiilor căzute în luna martie a fost de 81 de metri, mai mult cu 63% de media la temperatura medie ianuarie. În anul 2020, tot temperatura medie lunară în aprilie a fost 8,4 grade Celsius, mai simplu, 0,5 grade media în ianuarie, în solucidație în ieftăria dupe în
foarte târziu, chiar în anul 2021, în intervalul 2 iulie 3 decembrie. În 2022, prin o dată, pe data de 27 iulie. În general, de la începerea formării capturii până la acele trece o perioadă de circa 57 de zile și coincide de obicei cu formarea 80 din podie, între 5-2 de septembrie. În anul 2020, plantele de bumbac au avut o creștere în timp priant, în creștere în vaporizare de rezultatea foarte resistentă, și de tipul de creștere al plantei, partea limitată sau via limitată. Astfel, la data de 15 septembrie, plantele aveau un mediu 7 bobori, 2 lumine de energie colectivitate, 6 capsule, care în proporție de 85% erau peste 15% deschide. În anul 2021, în luna iunie, au văzut 99 de elemente de precipitații care au implicat accesul în punctul experimental cu filaje sau muncitorilor de trașele manual. În această perioadă s-a produs corent infestare masivă cu curent, care au afectat plantele de bumbac, aflate în prioritate numerică și grav dezvoltate vegetativ. Nu cu observațiilor fenologice, dar detectuat în data de 15 septembrie, s-a observat că dacă se dă multe investitare în regiunea frumoasă, care loc era altele, o prezentare cu facturile și facturile. Având în vedere condițiile climatice specifice anilor 2020-2021, cu primă vergenții coloate, rezultatele în faptul testat la procedea anterioră, sunt foarte slabe din punct de vedere al realizării unei producții de bogat cu promutarea de suprafață, dar pot fi explicate prin calitatea și vechimea materialului biologic utilizat. Existența unui regim și existența unui regim intern și putin cu caramente scăduți, ca un exces față de necesarul fiziologic al plantei înainte pe o fază esențială. În continuare, vă prezint câteva aspecte din punctul experimental din anul 2020, la data de 25 iunie, în fața de înflorit la data de 26-8-2020, în anul 2021, la răsările, v-ați observat diferența foarte mare între plante, în același timp. În anul 2021, când plantele au răsărit și au avut o perioadă de cutetație normală. În anul 2022, când am văzut de 4 plantele de bumbac s-au suportat normal, dar în acela care au avut montate plantele de vegetație au coincis cu datele stabilite în trecut, singura problemă fiind așteptat pe care ne confruntăm și ne-am confruntat în lunile iulie și august, care a avut un impact negativ asupra plantelor de bumbac, primul efect visibil prin numărul mare de proporția forțată. Ca o concluzie a celor prezentate, putem afirma că materialul de bumbac este la SCDA de lor avansate reprezenta o costă valorată de germoplasmă, ce poate fi utilizat în demararea unui proces de ameliorare, în începerea unui proces de ameliorare impune în primul rând condițiile schimbărilor climatice actuală, o nouă zonare a acestei plante și stabilirea unor defende tehnologice actualizate. Demararea activităților de ameliorare și adoptul de bine la bumbac impune de asemenea și existența unui interes în partea producătorilor agricoli și a industriei textile care sunt de 20 de ani, cum mai sunt în România. La SCDA de asemenea, din experiența anilor trecut, putem afirma că nu există perspectivă pentru cultura bumbacului, nedefinind de condițiile minime de cultură, nu ușor în suport cu post sau cel mult lucru în suport, cum a gradelor de temperatură, în medie de 25 de ani mai mare de 3.000 de grade centigrade, și lipsa apei ușor accesibile de la florit până la deschiderea capsulelor. Mai puțin să precizez, v-am amintit anterior, vă spun că după desfințarea ce cursul este al cursului PPP, s-au făcut încercări cu sprijinul asta de emiterea materialului genetic de cumbac la banca de cele de Ceava. Aceasta recunosc primirea probelor datorită de activității cumbacului cu această zonă și a necesității mulțirii în situ a materialului biologic posibil de a realiza, precum și a problemelor financiare din această perioadă, astfel că s-a ajuns situația de a se pierde cea mai mare fașă de termoplasma de cumbac.
și să specific și că în mod oficial SCDA normal nu a prealizat o material genetic de la o unitate de cercetare sau de la un alt agent economic și nu a avut ca obiectiv de activitate ameliorarea bumbacului. Materialul genetic de bumbacul utilizat de SCDA a fost adus de doamna doctor Dorin, amelioratorul la această specie care a fost plantat de la SCDA care a fost plantat la SCDA Telorman de la cota ITDV Brâncen în anul 1995. Ieșiți la urmă prezentarea. Mulțumesc pe urmă prezentarea. Experiența de cuzin din impact. Astice, probabil că ne le trebuiesc cu țintele de frașinante și prezentate în care, pentru că este destul de clar, cel puțin în prima etapă de evaluare, că în ciuda faptului că planta de bumbac este marea mâncare de cultură, se pare că avansarea vegetației cum au rămas creația în decreșterea cicatului în însămânțarea oamenilor nu au oferit satisfacție de lucru. Ceea ce este important vă rog frumos cine răspunde bine, n-am nimic apăt mă opresc. Este important, însă, cred, chiar foarte important, că la dumneavoastră a mai rămas și la materialul genetic care a fost cu care se poate semna un întrebarea provocatoare pe care v-aș pune domnilor voastre a mai priceput în momentul decât subsemnat. Oare merită? Păi, având în vedere că nu sunt suprafețe de bumbac cultivat, nu este deloc suprafețe de bumbac cultivat și nu există niciun interes. Cred că merită, dar nu este pentru noi multe justiție. Doamna, de procesare de asemenea este un problem. Asta ar fi motivul pentru care dumneavoastră cunoți în discuție, mă rog, mare consistare a prezentului cercetării în domeniul meu. Am înțeles bine? Da. Mă rog, pentru că în ultimii ani am avut foarte mari probleme și nu avem forța de muncă necesară pentru plus că riscăm să pierdem o parte dintre materialele existente. Din asta. Da, astea sunt de contextuale. Era conceptual, adresată membrilor panelului de fapt. Mesei rotunde, merită să ne continuăm cercetările privind ameliorarea bumbacului, tehnologia respectivă și modul de lucru să facem toate de măsurile ca să beneficieze de o politică agricolă favorabilă. Din câte știu eu, există câteva țări europene care au relansat cultura de bumbac, în așa Grecia, ceva în Italia, pentru că până la urmă bumbacul ca atare este foarte extrem de valorat în aspectul de plantă de stilă, este și o plantă mai zic, indicat de plantă. Este și o plantă frumoasă somatică, indicată solidă, care în contextul de provizionare pentru secetea Telorman se mai fi potrivit climatice pentru că această plantă să
să ajungă la maturitate și să putem obține niște rezultate, sunt toate șanse. Consider că trebuie această cultură trebuie donată și mutată în alte, în alte locații unde poate avea șanse să ajungă la maturitate. Mulțumesc, doamna, vreau să aud și alte păreri, dacă există, dacă nu, am reținut-o pe dumneavoastră. E tot ca mea, eu nu sunt specialist în domeniu, sunt preocupat de industria circulară, circularitatea în zona de fashion, care este, poate că știți că e al doilea mare industrie poluatoare la nivel global, industria de fashion, după cea petrochimică, puțină lume știe. Iar problema cea mai mare vine din procesarea bumbacului, care necesită cantități enorme de consum de apă și de aici și reorientarea către alte fibre vegetale, adică inclusiv cânepa, dar sunt mult mai multe, de la banane, de ananas și o groază de alte fibre vegetale, tocmai din cauza procesării bumbacului, care are niște mari probleme de impact de mediu. Deci dacă, în contextul dat, cred că pe o listă de priorități, bumbacul în România, după mine, nu ar avea ce să caute. Mulțumesc! Stabilim priorități și celelalte două specii
textile câteva și din un cred ar trebui să primească fonduri de necesare pentru a continua meliorarea. Mi se pare că bumbacul este o specie de perspectivă pentru condițiile României și în afară de asta încălzăm o tradiție în această zonă. Deci să lăsăm în țările care au condiții și climatice și au și tradiție în zona asta, să facă lucrul ăsta și România să facă ce știe mai bine. Asta este părerea mea pentru toate domeniile. În cazul bumbacului, cred că nu ar fi cazul să direcționăm fonduri pe zona asta în care nu obținem rezultate, deocamdată. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc de intervenția. Cineva, vă rog frumos? Concurența. Da, am înțeles. Am pus o întrebare la care de răspunsul este nici eu. Cred că nu nici eu. Nu știu răspunsul. Din punct de vedere pragmatic, noi ar trebui să conservăm resursele, având în vedere că schimbările climatice ar putea să creeze cel puțin zona de sud a României pe terenul de mare condiții eficiente pentru schimbirea susfacului. Probabil că ne vom aduce în anumite aceste ani de ce ar fi avut niște resurse care erau mult mai adaptate zile. După cum ați văzut, noi am trecut cumva cu surse de germotrasie în Ungaria. Probabil că vom mai începe dată tot așa. Dar ăsta este un punct de vedere personal. Mi-aș fi dorit o analiză, sigur că dacă noi și o asumare de responsabilitate din punct de vedere de politica agricolă în ceea ce privește agricultorii, vorbim ca post ameliorator, problema conservării de surse economice este importantă, iar celorlalte de conservarea potențialității din universității, agro-biodiversității, este până la urmă un cer. Da, cine nu mai dorește ce să fac? Dacă nu mai dorește, trecem mai departe la rezultate preliminare prin comportarea unui genotip de copac, în condiții mai prietenice, zice lumea, de la secetă. Mă rog, stațiunea de cercetare. Stațiunea de risipul de la Răbunei. Doar că iată, niciodată nu trebuie să învăță, nici nu mai am mult de trăit și tot o să învăță. Doamna Greta Rădici, probabil, va face prezentarea. Și văd, doamna, doctor, aveți cuvânt. Doamna Drăghici, vă de auzit, vă auzit. Ceea ce e un lucru extrem de bun. Și doream să vă auzit. Mai dați un gând, ce vedeți? Doamna Drăghici, o poză de bani. Atât de acolo mai expune diapozitive, se spune. Deci, toată lumea în contactul, pentru că nu mai am nevoie de la asta, nu mai am nevoie
Sunt cercetător științific gradul 1 la IMEA București.
și în cele ce urmează am să vă prezint echipamentul tehnic pentru recoltarea și legarea turbinilor de crepă, un rezultat important obținut în cadrul proiectului ADER 2511 cu denumirea Tehnologie de mecanizare și sistem tehnic pentru recoltarea culturii de crepă, proiect realizat în parteneriat cu într-un consorțiu care conducătorul de proiect este INMA București și stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Secuieni. În cadrul proiectului ne-am propus să obținem mai multe rezultate. Am realizat studii prospective privind tehnologiile de mecanizare a culturii de cânepă, documentații tehnice de execuție a unui sistem tehnic inovativ pentru recoltarea cânepei. Am realizat acest sistem pe care îl prezint. S-au realizat experimentări, se fac demonstrații, și soluțiile inovative au fost brevetate. În acest slide se vedem echipamentul tehnic pentru recoltarea și legarea turbinilor de cânepă pe care noi l-am simbolizat SRC. Acesta este rezultatul activității noastre. El este inclus în tehnologia de cultivare a cânepei pentru fibră și trebuie să realizeze recoltarea, legarea turbinilor de cânepă. Mai departe, aveți o captură în 3D a proiectului de execuție a echipamentului. Expusă pentru a vă prezenta mai ușor elementele componente. Deci echipamentul nostru este alcătuit din proța, cadru, un picior de sprijin al proțapului, ansamblu principal este aparatul de tăiere, de tăiere și legare a turbinilor de cânepă. Mai avem un aparat, un echipament de încărcare a snopilor obținuți. Aceștia sunt încărcați și descărcați pe o platformă cu transportor și snopii vor cădea lateral stânga în spatele tractorului. Aici avem o vedere de sus a întregului ansamblu, deci proțapul, cadru, instalația hidraulică proprie a echipamentului. Prezint în cele ce urmează, în imagini, elementele, componente principale, imagini cu elemente principale. Deci mașina, imaginea mașinii, modul de cuplare la tractor și delegarea transmisiei către elementele la ansamblurile care trebuie acționate, o vedere din spate în care se vede tractorul, transmisia mecanică și mașina în apropierea lotului experimental. Aici, în imaginea de jos stânga, este soluția de indexare a proțapului. Proțapul trebuie indexat în două poziții. Poziția de transport, pentru a nu rezulta agregat agavaritic, și în poziția de lucru, pentru ca echipamentul să lucreze, are înălțimea de tăiere, de recoltare, este după roata, în afara gabaritului roții din dreapta.
asta a tractorului. Și acționând, poftim? Acționând asupra unui bloc cu ajutorul unei malete și un ac, poziționăm în fantele unei coroane sudate pe cadru. Această idee a fost și inclusă și în cererea noastră de TV. În continuare avem imagini cu transmisia, și acționarea transportorului de descărcare și modul de acționare a instalației hidraulice prin transmisii cardanice de la priza de putere a tractorului și printr-o transmisie cu roz de curea și curea trapezoidală se acționează o pompă hidraulică. Și în felul acesta punem în mișcare motorul hidraulic de acționare a aparatului de tăiere, motorul hidraulic de acționare a echipamentului de încărcare a snopilor optimul și transportorul de descărcare. În continuare sunt prezentate rezultatele caracteristicilor constructive și funcționale verificate și măsurate în timpul experimentărilor. Experimentările s-au derulat anul trecut în perioada 16 iulie și 14 august și s-au realizat pe un lot experimental din câmpă industrială soiul casa, care a fost înființat în colaborare cu partenerul nostru, stațiunea de cercetare de dezvoltare Secuieni. Aici am făcut o prezentare în imagini a principalelor lucrări. Prima este recoltarea și tăierea, legarea și și formarea snopilor, încărcarea și descărcarea pe platforma de descărcare. O imagine în care se vede cum este transportat și descărcat, lăsat pe sol snobul și cum arată cultura după ce am realizat recoltarea. Este foarte important la funcționarea mașinii modul de realizarea reglajelor. În cadrul avem trei reglaje foarte importante de realizat, care sunt în slide-ul anterior, dar pe care le vom vedea și într-un filmuleț. Se reglează, este foarte important, pentru forma și densitatea
calitatea și snopilul este foarte important să reglăm corect tensiunea în arhurile de la aparatul de tăiere și a clapetei care delimitează camera de formare a snopilor. Este foarte importantă indexarea poziției proțapului atunci când ne deplasăm sau când suntem în lucru. În acest slide, în imagine, sunt dați ca exemplu câțiva snopi realizați la diferite tensiuni ale ascurile aparatului de legare și de la camera de formare a snopilor. Cam așa, iar în dreapta aveți un snop susținut de un coleg. Mai departe, am pregătit un filmuleț. Acum. Deci, acestea sunt în prezentarea filmuleții care nu funcționează. Am terminat. Și închide. Să încerc. Poate n-au funcționat. Am introdus în prezentare filmulețele. Nu cum merg în prezentare și închid acest slide și arăt film. Da? Te rog frumos. Da, închide. Da. Filmul complet. Unde scrie... Da. Film complet, da. Și domnul Frișia. Da. Deci filmulețele, filmul s-a realizat prin... cuplarea mai multor filme pe care le-am făcut în timpul experimentelor, în diverse etape ale derularea experimentelor. După ce echipamentul a fost realizat, înainte de a-l face testările cu el, s-au verificat modul de ansamblare și modul de funcționare a fiecărui ansamblu în parte. Am verificat scurgerile de ulei, dacă nu sunt frecări, dacă totul merge corespunzător. Apoi, echipamentul cuplat la tractor, am făcut manevre pe aree institutului pentru a analiza manevrabilitatea acestui echipament. Și, bineînțeles, a verifica cum influențează indexarea protapului în poziția de transport și în poziția de lucru. Aici este echipamentul transport pe aleei de zi. La lotul experimental am verificat iarăși funcționarea tuturor ansamblurilor, am reglat turații, am reglat poziția de recoltare, am verificat de fapt funcționarea cilindrului, obținerea mai multor înălțimi. Mai mult o înălțim de tăiere. Aici este tipul și după aceea am început recoltarea. Deci, ca să se vadă mai bine, am dat jos apărătoarea. Aparatul de tăiere legare recoltează tulpinii, dar se obțin snopii care sunt eliberați
după ce s-au plecat, ei sunt eliberați, sunt preluați de transportor. Când ajuns ei cad, sunt transportați spre și a venit pe sol și rămân descărcați pe sol, în spatele tractorului. Trageți concluzia ca să concluzia este că am realizat acest echipament care să contribuie la recontarea tulpinilor de prică, realizează și legarea care permite o manevrare mai ușoară a tulpinilor pentru depozitare de la muzică.